Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Picătura Verde, emisiune în care vorbim despre sănătate picătură cu picătură. Invitatul nostru de astăzi este medicul Monica Spânu, bine v-am găsit! Cu mult drag, bună ziua! Și povestim despre astenia de toamnă. Am avut o vară nu tocmai prietenoasă, cu schimbări foarte, foarte drastice de temperatură și precipitații foarte multe. E posibil să ne afecteze această vară și trecerea de la ultima perioadă la toamnă? Aceste variații afectează în mod clar organismul, organismele mai sensibile și mai slăbite, dar dacă ne uităm în jur, multă lume este așa, multă lume este obosită în această perioadă de trecere spre toamnă, ceea ce nu e bine pentru că în iarnă ar trebui să intrăm cu un organism echilibrat și puternic ca să suportăm mai bine frigul și lipsa de lumină și nopțile mai lungi, ca să ne putem bucura de iarnă. Și acum este momentul să reechilibrăm organismul ca să facem față la alte variații climatice care vor veni. Se spunea că am avut toamnă cam din iunie încoace. Deci depinde cât va dura. Da. Dar va mai dura suficient cât să apucăm să facem o reechilibrare a organismului, o întărire a lui, ca să ne bucurăm în continuare de toate anotimpurile. Cine ar trebui să-și facă această reîntărire? Există niște simptome ca să ne dăm seama dacă avem sau nu astenie? Simptomele sunt foarte clare, suntem sau nu suntem obosiți. Dar și dintre persoanele care sunt obosite, unele se obișnuiesc cu acest fel și nu se tratează până când nu obosesc foarte tare. În acea etapă începe și scade imunitatea, se asociază receli, se asociază alte infecții și încet, încet scade capacitatea de concentrare, scade memoria, scade capacitatea de a ne bucura de viață. Deci, un mic semnal de alarmă. Dacă simțiți săptămâni în șir, una, două, trei luni, că lucrurile nu mai merg bine, că nu dormiți bine, că sunteți obosiți, că nu vă mai puteți bucura de viață, că nu vă pică bine mâncarea, culorile, natura înconjurătoare, înseamnă că totuși trebuie făcut ceva, trebuie reechilibrat organismul. Orice reechilibrare corectă începe cu detoxifierea organismului. Noi tot timpul acumulăm toxine. De la metabolismul nostru de bază se acumulează toxine pe care obligatoriu, din când în când, trebuie să le și eliminăm. Asta înseamnă, de fapt, detoxifiere, drenaj, deparazitare, despre care am mai vorbit. Asta este, de fapt, curățarea de bază a organismului, care nu întâmplător se face primăvara și toamna. Primăvara tocmai a ieșit din iarnă, cu un organism un pic devitalizat, și când este intrarea în iarnă, de asemenea, trebuie să fii puternic, deci este momentul optim să facem o detoxifiere, deparazitare. După care ar urma întărirea imunitară, multă lume sare direct la această etapă. E toamnă, toți facem întărirea imunitară, toți vrem să ne creștem rezistența organismului. Dar, încă o dată, rezistența organismului o creștem dacă începem prin a curăța organismul. Cum facem o curățare corectă și eficientă? Există multe produse, există produsele din gama Polygema detoxifiere, dar nu e vorba numai de produse. E vorba de un anume stil de viață care trebuie adoptat măcar pentru o anumită perioadă. Același pe care îl știm cu toții, dar trebuie să-l punem în practică. Cu o alimentație mai echilibrată, cu un somn mai odihnitor, cu mișcare fizică, mișcarea, activitatea fizică este importantă din toate punctele de vedere și cu o mai mare relaxare, cu o mai mare bucurie de viață. Dacă suntem supărați, triști, necăziți, orice am face, nu ne simțim mai bine. Deci este important un pacient să se responsabilizeze. Dacă lucrurile nu merg bine, să schimbe ceva în viața lui. Pentru că atunci lucrurile vor decurge mult mai firesc. Medicul te ajută, dar nu numai până la o anumită măsură. Fiecare trebuie să-și ia puțin viața în propriile mâini, atunci când ceva nu merge bine. Da, este important să luăm noi atitudine, dar este important și să ascultăm sfatul medicului care ne poate recomanda gemoterapice care să ne ajute. Exact, exact. Și toamna, acest anotimp al reechilibrărilor, putem folosi câteva extracte gemoterapice, care mie personal îmi plac foarte mult. Unul din ele, extract din muguri de măr pădureț, este mai neobișnuit pentru că din măr folosim doar merele. Merele sunt gustoase, sunt hrănitoare, sunt vitaminizante, dar nu suntem obișnuiți să folosim și alte părți din această plantă, din acest arbore. Ei bine, extractul gemoterapic din muguri de măr pădureț este de fapt un reechilibrant extraordinar al organismului. În primul rând, acționează pe reechilibrare cardiovasculară și pe reechilibrarea sistemului nervos.
Pe lângă aceasta, are un potențial antioxidant semnificativ, este și ușor alcalinizant, important pentru că un organism obosit este ușor acidifiat. De asemenea, mărul îmi reglează și partea hormonală, partea endocrină, îndeosebi pe partea hormonală sexuală, de aceea pentru ambele sexe vom recomanda acest extract gemoterapic numai după perioada de pubertate. Mai există și un alt produs care ne poate ajuta? Mărul echilibrează pe partea cardiovasculară și pe partea de sistem nervos și îl putem combina foarte bine cu extractul din muguri de alun. Alunul vine și reechilibrează pe altă parte, pe parte respiratorie și pe parte digestivă și în așa fel aceste două produse se ocupă practic de principalele organe ale organismului. Alunul este de asemenea un detoxifiant foarte puternic. Alunul are o calitate pe care o putem deduce și din simbolistica lui și anume alunul rehidratează organismul. Știți cum nuielușa de alun se căuta mai de mult apa? Între alun și apă există într-adevăr o relație specială. Corpul nostru este în jur de 70% apă. Alunul, reglând echilibrul hidroelectrolitic, logic că este un mare detoxifiant al organismului. Deoarece rehidratează țesuturile, le stabilește și le conferă elasticitate, iar țesuturile care au fost deshidratate și care au ajuns la un grad de scleroză, și acelea pot fi influențate datorită acțiunii antiscleroase a alunului. Având acțiune deosebită pe parte pulmonară și pe parte digestivă, toate bolile cronice în această zonă, astmul sau bronșitele cronice, iar la nivel digestiv merge foarte bine pe ficat, hepatite, deci în aceste zone alunul va funcționa foarte bine asociat la orice altă medicație pentru orice patologie la acest nivel. Cum se administrează cele două produse? Putem, de exemplu, să dăm măr dimineața 2 ml, alun seara 2 ml. Alunul îl dăm mai degrabă seara când persoana este mai obosită, mai stresată, mai dezechilibrată, mai deshidratată. Această combinație măr dimineața, alun seara putem să o folosim una, două luni de zile cu rezultate care se observă rapid în starea de tonicitate a organismului atât la nivel fizic cât și la nivel emoțional. Dar totuși este foarte important stilul de viață pentru a nu ajunge la oboseală cronică și pentru ca astenia să nu se instaleze foarte, foarte profund. Da, și e important să recunoaștem propriile noastre simptome și să luăm măsurile care ni se potrivesc. Pentru că ce poate face unul, probabil nu poate face celălalt din diverse puncte de vedere, dar fiecare om poate să încerce niște obiceiuri mărunte care te pot ajuta, mărunte. Să vă dau un exemplu. Persoanele care lucrează foarte mult stând, șezând, în scaun, la calculator sau șoferii care conduc, de obicei vor avea mușchii cefei, mușchii spatelui înțepeniți. Asta înseamnă că nici nu va circula suficient sânge spre creier și apare o hipooxigenare a creierului, cu dureri de cap, cu tulburări de vedere, cu o devitalizare a întregului organism. De aceea, când știm că trebuie să stăm mult în scaun, facem câteva exerciții mici, la nivelul gâtului, la nivelul umerilor, care să ne intre în obișnuință. Se spune că odată la 15 minute trebuie să te ridici de pe scaun, să te scuturi, să faci câteva genoflexiuni, să te speli pe față cu apă rece. Ei bine, toate acestea practic ce fac? Tonifică organismul, dar îl fac să se miște un picuț, îl resetează un picuț și sunt practic obiceiuri mărunte. Sunt oameni care nu respiră suficient, nu-și umple plămânii cu aer sau dacă fac asta în jur este poluare și nu, respirația nu este suficient de hrănitoare în ghilimele. Există foarte multe informații despre exerciții de respirație care se pot face. O dată de două ori pe săptămână putem merge într-un parc, într-o pădure și să ne umplem plămânii cu aer curat. Consumăm sunt foarte lucruri mărunte care ne sunt pot lucruri schimba mărunte, viața. Dar, da, dar nu le facem, le știm cu toții și nu le facem. În schimb, ce facem când suntem obosiți? Bem repede o cafea. Nu e bine. Pentru că deasupra rinichilor există două glande mărunțele numite suprarenale pe care noi tot timpul le supra-solicităm. Oboseala le supra-solicită, stresul, zgomote, prea multe zgomote, prea multă interacțiune cu calculatorul, cu televizorul, cu telefonul, tot timpul este la îndemână și coleac peste pupăză biciuim suprarenala cu cafea tot timpul. Nu este bine. Tragem de noi, tragem de vitalitatea noastră care la un moment dat se termină și se consumă. O persoană foarte obosită, o persoană cu un sindrom de oboseală cronică trebuie să ia lucrurile în serios și să facă un tratament și tocmai pentru această oboseală cronică există, de exemplu,
produsul numit Polygema 8, astenie psihofizică și memorie, exact pentru persoanele obosite, devitalizate, care au acest diagnostic de sindrom de oboseală cronică. Este un produs complex, conține mledițe de rozmarin, care mi-activează ficatul. Ficatul este barometrul oboselii. Când sunt foarte obosită, ficatul nu mai detoxifică bine, nu mai funcționează bine. Și aici merg mledițele de rozmarin. Conține semințe de mesteacăn, conține muguri de stejar și ginseng siberian, despre care știm toți că este un tonic. Această acțiune de ansamblu mă ajută să revitalizez organismul atât fizic, dar oboseala nu e fizică, nu e numai fizică, este și psihică, psihoemoțională, astenia mentală, tulburări de concentrare, de memorie sau dacă am o perioadă solicitantă intelectual, am examene, de exemplu. Acest produs, Polygema 8, astenie psihofizică și memorie, se adresează tuturor acestor momente despre care am vorbit. Iar aceste informații le găsim și în cartea doamnei Sorina Sălescu? Da, este o carte foarte bine scrisă, foarte frumos scrisă. Oboseala cronică de doamna dr. Sorina Sălescu ne învață de fapt de ce devenim obosiți și ce lucruri mărunte, în ghilimele, putem face pentru a avea o viață a la lung mai bună, mai senină și mai relaxată. Multe informații găsiți și pe www.gemoterapie.ro, dar și în această cărticică scrisă pe înțelesul tuturor, în așa fel încât să asimilăm și să și folosim informațiile din ea. Poate fi achiziționată online cartea, exact, da? Exact, pe gemoterapie.ro se poate comanda online. Important este să o citim, dar să și folosim sfaturile care sunt scrise acolo. Foarte important. Vă mulțumim foarte mult pentru recomandările dumneavoastră. Cu mult drag, multă sănătate! Iar cu dumneavoastră să ne revedem cu bine!